Cablul unei tiroliene din parcul de distracții Dinozaur World Transylvania de lângă Hatzeg s-a rupt, iar 4 copii cu vârste între 7 și 11 ani, 2 fete și 2 băieți, au fost răniți ieri după ce au căzut de la o înălțime de aproape un metru, spun oficialii parcului, în timp ce reprezentanții ISU Hunedoara vorbesc de 2 metri și jumătate. Cei 4 copii au fost transportați de urgență, 2 la spitalul din Hunedoara și alți 2 la cel din Deva. Acolo s-a constatat că în urma căderii, pacienții au suferit multiple contuzii, dar fără răni grave, fiind externați după aplicarea protocolului de urgență. Cei doi copilași care au ajuns aseară în urgența spitalului nostru, după masă, aseară au fost lăsate pe cea acasă din unitatea noastră de primiri urgențe. Din fericire, vorbim doar de două cazuri de copii policontuzionați, fără a avea organe interne afectate sau fracturi. A fost aplicat în cazul lor protocolul pentru politraumă, au fost scanați la computerul tomograf și ca urmare a investigațiilor au fost să plece acasă. Oficialii parcului de distracții spun că este vorba de un mic incident și contrazic informațiile apărute în spațiul public. Dorim să vă informăm despre un mic incident care a avut loc recent în cadrul parcului nostru. Din fericire, toți copiii implicați sunt bine și nu au suferit răni grave. Incidentul s-a produs deoarece nu au fost respectate regulile de siguranță la unul dintre jocurile noastre. În loc să se urce câte o singură persoană, au fost 7 copii pe acel joc, ceea ce a dus la căderea lor de la o înălțime de 50 de centimetri, nu de la 3 metri așa cum s-a vehiculat pe internet, se menționează pe pagina de Facebook a parcului de distracții. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală.